Am înțeles că și de la APIA le-a luat în evidență odată și în fiecare oră de pe aceeași, nu face o nouă declarație. Dar explicați, întrebați-i, băi, sigur nu e niște bani de la APIA, te-ai înscris undeva acolo. Anul acesta să-și aducă la dosar adeverință de la APIA și mi-au declarat o sumă, adeverință eliberată de APIA. Când am făcut adresă, la sfârșitul noiembrie, în decembrie, când am făcut adresă către APIA să-mi furnizeze informațiile, mi-a venit altă sumă. Sute de asistați sociali din Mehedinți nu și-au declarat veniturile atunci când au întocmit dosarele pentru ajutorul bănesc de la stat. Cei mai mulți au primit sume sub forma subvențiilor de la Agenția de Plăci Intervenție în Agricultură, pe care nu le-au declarat. Anul trecut au fost câteva situații, sper că le-am rezolvat anul acesta, să nu mai întâmpinăm aceleași probleme. Acum așteptăm de la domnii de la Inspecția Socială următoarele persoane care au întâmpinat. Au fost cazuri izolate datorită declarațiilor făcute de către beneficiari. De unde au mai încasat bani? Păi, au fost câteva cazuri de la APIA. Toate neregulile au fost descoperite în urma unor controale ale Curții de Conturi. La toate primăriile din județ au fost găsite debite care trebuie să fie restituite. Beneficiarii de ajutor social nu și-au declarat la timp venituri necorespunzătoare. În speță au depus dosare de pensionare, care au intrat în drepturi sau au primit deciziile mai târziu și în toată această perioadă au primit ajutor social, iar noi am aflat ori întâmplător, ori informați de ei cu mult mai târziu decât termenul legal, astfel încât o să fim nevoiți să le recuperăm sumele pe care le-au încasat necuvenit. Mulți asistenții sociali s-au simțit cu musca pe căciulă și au încercat să ascundă neregulile din primării de ochii presei. Eu sunt de principiu să ne spălăm rufele în familie, așa că vă rog frumos să luați interviul la altcineva dacă doriți. Ce puteți la ce primărie? Nu știu, la cine vreți dumneavoastră, dar nu la mine. Valoarea totală a prejudiciului ajunge la suma de 500.000 de lei. La toate cele 66 de primării din Mehedinți au fost descoperite nereguli în privința venitului minim garantat. Suma debitelor totale depășește 5 miliarde. Această situație a apărut datorită faptului că beneficiarii nu și-au declarat toate veniturile. Cei care au primit ajutoarele sociale necuvenite trebuie să știe că vor restitui banii și mai mult decât atât vor răspunde în fața legii pentru că au recurs la declarații false în privința veniturilor. Banii vor fi recuperați de la persoanele care au beneficiat de ajutor social în perioada următoare. În Mehedinți sunt sute de oameni în această situație. Cei mai mulți se regăsesc în mediul rural. Despre ei s-a spus că reprezintă masa de manevră a primarilor, de care depinde dacă primesc sau nu ajutor social. Acum sunt trași la răspundere și sunt obligați să restituie banii pe care, oricum, cei mai mulți nu i-au.